Bun venit la Farfuria Veselă, eu sunt Dana și vă invit să rămâneți alături de mine cât timp pregătesc desertul de astăzi. Eu i-am spus plăcintă cu cremă de vanilie și cred că numele îi se potrivește. Încep acest desert cu pregătirea cremei și voi folosi 3 gălbenușuri de ou, 500 de ml de lapte, 150 de grame de zahăr, 40 de grame de amidon, un pliculeț de 8 grame de zahăr vanilinat și esență de vanilie. Într-o crăticioară pun zahărul și 400 de ml de lapte. Mai opresc aici, în vasul meu gradat, 100 de ml. Crăticioara o pun pe foc să se încălzească foarte bine laptele și să se topească zahărul. Într-un castron pun cele 3 gălbenușuri de ou, zahărul vanilinat, amestec, pun și amidonul . Încep să torn laptele rece care mai mi-a rămas în vas. Și când laptele s-a încălzit foarte bine, îl torn în fir subțire peste compoziția cu ou. Și torn la loc compoziția în crăticioară, o pun pe foc. Și amestec continuu până când se va îngroșa foarte bine crema. La foc mic, să nu afumăm pentru că va căpăta un gust neplăcut. Amestec bine în cremă, vedeți că a început să se lege, mai are nevoie doar de câteva minute. Așa, și mai trebuie să pun esență de vanilie. Și voi lăsa crema să se răcească. Din când în când voi mai amesteca prin ea pentru a nu face poșghița aceea la suprafață. Pregătesc acum și aluatul din 300 de grame de făină, 60 de grame de zahăr, 50 de grame de unt pe care l-am topit, un ou, 20 de grame de drojdie proaspătă, 150 de ml de lapte călduț și un praf de sare. Pregătesc maiaua, pun drojdia uscată, peste care am pus-o într-un castron, pun câteva lingurițe de zahăr. Veți observa că nu pun niciun lichid peste drojdie, dar ea se va lichefia în contact cu zahărul.
Am avut-o în frigider, dar am lăsat-o apoi la temperatura camerei, cam pentru o oră, înainte de a mă apuca de pregătirea acestei prăjituri. O mai las puțin. Vedeți cum s-a lichefiat? Acum, pun puțin lapte călduț peste drojdie. Și o lingură sau două de făină. Și voi lăsa această maia să înflorească. În numai câteva minute, drojdia a început să se umfle. Semn că este proaspătă și o voi putea folosi cu succes la aluatul meu. Pun restul de făină într-un castron, puțină sare, zahărul, într-o adâncitură făcută aici, în centrul castronului, pun oul. Drojdia, maiaua. Adaug și untul topit. Încep să adaug și din laptele călduț și va trebui să frământ un aluat pe care va trebui mai apoi să-l las la dospit. Dacă mai este nevoie de puțin lapte pentru a incorpora toată făina, voi mai încălzi puțin. Frământ bine de tot aluatul și îl las la dospit. Mai am aici puțin lapte pe care aș dori să-l incorporez în aluat și am mai cântărit 100 de grame de făină. O să văd exact la final. Vreau să folosesc tot laptele. Și mă veți întreba de ce folosesc această mânușă de latex pentru a frământa și vă voi răspunde pentru că așa îmi face plăcere. Mă curăț mai ușor pe mâini după ce frământ. Am pus tot laptele și făina. Am folosit cam 350 de grame în final. Frământ bine de tot aluatul pentru 10-15 minute, după care îl acopăr castronul și las aluatul la dospit până când își va dubla volumul. Aluatul adospit
L-am pus pe coala aceasta de silicon, presar puțină făină și îl voi întinde foaie cu sucitorul. Crema care s-a răcit o distribui. Nu mă întind chiar până la marginea foii. Rulez acum aluatul. Am grijă să nu prind foaia asta de silicon în interiorul ruloului. Am pregătit și o tavă rotundă de tartă în care am pus hârtie de copt. Voi lua ruloul cu grijă, îl voi pune în tavă și voi umi capetele cât de bine pot. În centrul acestui rulou pun un inel din ăsta de inox, pentru că aș dori să-și păstreze această formă de inel, și mai las în tavă să dospească pentru 30 de minute. Cu un cuțit voi cresta aluatul ca pe niște raze. Mai am nevoie de un ou și voi unge aluatul pe deasupra și voi pune la copt această prăjitură la 180 de grade în cuptorul preîncălzit până când se va coace, se va rumeni, va prinde o culoare frumoasă. Nu lăsați prăjitura foarte mult timp în cuptor, 40-45 de minute sunt suficiente, altfel devine păinoasă. După ce s-a copt și rumenit, o puteți unge cu puțină miere sau o lăsați să se răcească și o pudrați cu zahăr. Este delicioasă, cremoasă și foarte pufoasă. Eu am așezat în centru o clementină, dar de Paște puteți pune ouă vopsite sau de ciocolată. Eu vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare, vă aștept și data viitoare la o altă rețetă, dar până atunci mă despart de voi dorindu-vă din toată inima să fiți veseli. Pe data viitoare!